În acest moment, la nivelul județului Gorj, s-au înregistrat peste 900 de persoane care au avut viroze respiratorii. Cei mai afectați sunt copiii cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani. Săptămâna trecută, la nivelul județului nostru, s-au înregistrat 904 cazuri de viroze respiratorii. Dintre acestea, cele mai multe au fost la copiii cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani, și anume 550 de cazuri. În ceea ce privesc pneumoniile, săptămâna trecută am înregistrat 250 de cazuri, însă au fost și 60 de persoane care au necesitat internare. Din fericire, săptămâna trecută nu s-au înregistrat cazuri de gripă, însă, fiind în perioada sezonului rece, noi recomandăm vaccinarea antigripală. Dacă până acum vaccinul antigripal se ridica de medici de familie de la direcțiile de sănătate publică, acum vaccinul antigripal se poate ridica direct din farmacie. În baza unei prescripții medicale, omul merge în farmacie, ridică vaccinul, se întoarce la medicul de familie, îi se administrează sau poate fi administrat chiar în farmacie, în cazul farmaciilor care s-au înscris în program. Specialiștii recomandă vaccinarea antigripală și să ne prezentăm la medic încă de la primele semne ale bolii. Simptomele virusului gripal sunt diverse, cele mai uzuale fiind durerea de gât, nasul înfundat, dar și tuse. Și cazurile de infectări cu COVID-19 au început să crească în această perioadă. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost confirmate 15 cazuri de COVID-19, dintr-un total de 57 de teste efectuate. Din nefericire, avem persoane spitalizate, sunt 30 de persoane spitalizate, din care 10 persoane sunt la secția ATI. Cel mai important factor care a contribuit la creșterea de cazuri COVID-19 este apariția noilor variante de coronavirus.